15 Borg vessels. Distance, 2.1 light years in closing. Shields to maximum. Stand by all weapons. They're in visual range. On screen. My God. Știință la cafea, episodul numărul 6. Despre de ce sunt planetele sferice. Așa e episodul acesta. De ce sunt planetele sferice? Dacă a spune că se știe. Mai întâi să vă zic că nu se știe. Pare ciudat sau nu, nu se știe. Motivul care e invocat e fals. Vă zic eu de ce sunt planetele rotunde, o să vedeți, dar să realizați asta măcar e important, că nu se știe. S-a zis că datorită gravitației. Gravitația este rotația, gravita, și nu face planetele rotunde. Soarele, tot sferic. Și vă arăt două exemple cum stă apa sferic în zero gravitație pe stația spațială. He's going to show us a bit about what it's like to drink out of this bubble. So everyone's watching you do this. There you go. It's like blowing up a balloon, isn't it? And we were absolutely right. That is a sphere. Are you going to try and drink that, Tim? Yeah. Și de ce arde focul sferic, tot sub gravitație zero? În cauza căreia zic eu că e și soare sferic și pământul sferic. My experiment is a droplet combustion experiment. We burn fuel droplets in microgravity. So, for example, on Earth you have oxygen and nitrogen. But we can change it into oxygen and carbon dioxide, oxygen and helium. Eu cred că încă motivele nu se cunosc exact și că planetele sunt sferice și sateliții din cauza unor factori mult mai mulți decât acestea, adică care vă arăt că un strop de apă stă rotund sferic și focul arde sferic în spațiu. Eu cred că planetele au avut o exercitată, o presiune constantă de jur împrejur. Gravitația nu face sferic un obiect. Geometria chimiei. Îți arate că putea să se grupeze oricum. Cristalele și așa. Un cub, dacă îl învârți și e de metal, nu se rotunjește, nu se face rotund, indiferent un fidget, un ăsta de rotești pe degete, ca să înțelegeți, forțele de atracție atomice sunt mult mai puternice decât orice fel de spin care să rotunjească planeta, indiferent câte milioane de ani al trece. Vă arăt un cub. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Vă arăt niște basketbaliști cum învârm mingea. So here we're going to break it down. As you can see, DP's got a good spin. Get that ball centered in the middle. Bring it down. Always staying underneath the ball. He comes around and stays with the same hand. Mâna este factorul care învârte mingea. Forța care învârte mingea și face să rotească circular este o forță dată de mână. Deci prin asta să înțelegeți de ce spune Newton în citatul pe care l-am decupat. And he said, though these bodies may indeed continue in their orbit by the mere laws of gravity, yet they could by no means have first derived the regular position of the orbits themselves from those laws. Thus, this most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion
of an intelligent and powerful being, capital B. Yeah. Mm. Un apu din Stephen Meyer, un american, ce spune Newton? Două lucruri, dacă înțelegeți. Newton, că nu așează orbitele, forța însă și este o forță matematică care arată rotirea. Și Newton, deși chiar dacă Stephen Meyer înțelege asta, îl citează pe Newton, nu așează orbitele. Forța este o forță de accelerație, metri pe secundă, care arată decât o mișcare continuă circulară, infinită. Asta este. Gravitația nu atrage. A gravita înseamnă a se roti. Forța de gravitație, spune Newton în citatul acesta, nu produce nici orbitarea planetelor și nici măcar rotirea lor și nici măcar rotunjirea lor. Deci trei lucruri. La Newton, dacă ăștia sunt mai deștepți, planetele s-au alcătuite sferic pentru că eu cred că sunt făcute sub apă, sub un nor galactic de apă și cu o presiune constantă din toate părțile. Iar decupajul care vi l-am arătat de pe Stația Spațială Internațională arată că stă sferic. And I'm going to squirt a bunch of water into this washcloth. Ai zice că o masă mare gravitațional stă sferic, dar din cauza asta am decupat să vă arăt că un cub, oricât îl ai roti, nu se rotunjește. Forțele de coeziune chimică pentru orice fel de substanță aproape mai tare decât o forță acceleratorie care să vă rotunjească cumva. Și rotunjirea nu s-ar face decât pe ecuator maxim, dacă s-ar bomba, s-ar face ca un platou mai degrabă decât să facă sferic. Pentru că ar trebui să se miște în toate direcțiile, pe mai multe axe, nu pe una singură, de jur împrejur, dacă ar putea să modeleze cumva. Dar dacă te gândești ca la un aluat, trebuie ca să existe și mâini de jur împrejur să modeleze un aluat rotund sau ceva, ca la o plastilină. This experiment has got both practical applications, looking at how liquid fuels burn, also fire safety in microgravity. So these are the main applications of my experiments. Și se adună sub o forță internă de coerență chimică, electrochimică, în spațiu rotund. Deci planetele sunt rotunde din alte pricini, nu gravitațional. So the ball is spinning on the tip of your fingernail. Și Newton însuși, dacă spune, ce spun ăștia, nu este cauză de producție a sistemului și explică matematic rotația lui însuși. Deci nu e o cauză nici de producere a sfericității planetelor și nici măcar a elipsei sau a sferei de rotație. Este o accelerație metri pe secundă, nu este o atracție, cum se crede. Decupajul pe care vi l-am arătat de la astronomul canadian. It's becoming a tube of water. Vă arată că chimic apa stăia însăși lipită de prosop și de mână, din forțe electrochimice, din anumite principii electrochimice, nu stă gravitațional pe prosop. Și it actually runs along the surface of the cloth and then up into my hand, almost like you had jello on your hands or gel on your hand, and it'll just stay there. Wonderful moisturizer in my hands. Dacă la nivelul unui obiect mic fizic a face identic la nivelul un obiect mare. Deci dacă apa nu stă gravitațional pe un obiect mic, așa cum se crede, ci electrochimic, apa din jurul Pământului și toate obiectele sunt coerente datorită coeziunii electrochimice, nu gravitaționale. Deci asta am vrut să vă zic în videoul ăsta. Nu. Nu se
cunoaște încă de ce, dar eu dau soluții. Chimic stărotund și eu cred că e făcut în apă. Mărturiile de apă pe toate planetele și sateliții din sistemul solar arată că gheață, nu numai că a fost apă, dar nu cum înțeleg ei, planetele sunt făcute sub apă, sub presiune, într-un nor galactic, eu asta afirm, într-un nor galactic, sfericitatea lor nu vine de altundeva. Un cub de metal nu se poate, de asta v-am pus, din cauza aceasta v-am pus deschiderea cu și borgii în tot videoul. I'm picking up a polaron beam. We're being scanned. Think good thoughts. Un cub metalic niciodată nu se va rotunji. Forțele de coerență chimice sunt mai mari. Din cauza asta v-am decupat și structura atomică să vă arăt de la Bruxelles atomul de fier practic, atomiumul din Bruxelles. Orice fel de structură chimică are o geometrie. Astronauts all love their food. So NASA tried to ensure space food is as much like home cooking as possible. Și forțele de coeziune se cunosc, sunt mai tari decât forța gravitațională, care n-ar fi de atracție, de rotație. Here's the quote from Newton. He said, I said one other thing. I said, in the General Scholium to the Principia, arguably the greatest work of physics ever written, okay? And it arguably is. It's either Newton or Einstein, you know. So, and this is what Newton said. He said, though these bodies, he was talking about the fine-tuning of the planetary system, the way all the planets are delicately balanced to maintain this beautiful, stable orbit. And he said, though these bodies may indeed continue in their orbit by the mere laws of gravity, yet they could by no means have first derived the regular position of the orbits themselves from those laws. Thus, this most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being, capital B. Yeah. Hmm. Deci ce vreau să vă mai zic, de ce am pus mingile acelea de la basketbaliști? This is how you get started. Spin a ball on your finger. Basketbalistul imprimă o forță mingei și mingea este deja sferică. Mingea nu este făcută sferic gravitațional, ci chimic. În fabrică, din proprietățile elastice a chimice. Și nici gravitația nu o învârte. O forță anume, asta spune Newton, o forță de care o imprimă basketbalistul, mâna lui o învârte. Aia e forța care o imprimă. Asta spune Newton, care nu mai înțelege nimeni. Mâna imprimă forța, mișcarea de rotație a mingii și ea continuă să miște în virtutea inerției circular, cum o să vedem și în stația spațială, când învârte mâncarea, se învârte circular continuu, că își păstrează forța, un corp rectiliniu aruncat să mișcă, la fel și acolo, că nu mai oprește nimica. Deci planetele spuse în orbitare, așa cum zice Newton, din cauze care nu se cunosc. Eu cred că sunt electromagnetice făcut. Soarele electromagnetic. Știe toată lumea cât fier are Pământul și care sunt magnetism. Magnetismul poate aruncă sub orbită. Electromagnetismul, relația electromagnetică face orbitarea. Nu este, ca să înțelegeți. Deci, mișcarea de rotație este orbitarea. Magnetismul face orbitarea. O forță dă rotația și spinul. Alta, exterioară. Explicația metri pe secundă la pătrat e o explicație ulterioară a unei mișcări de oscilație. Această explicație ulterioară, asta spune Newton, nu eu. Dacă ăstea mai dăștesc proștii. O explicație ulterioară care se explici de ce fac lucrurile așa. Ele spuse electromagnetic să facă așa sau din alte cauze.
total exterioare, ce sunt planetele rotunde. Salut, mai bine! The question is, if you get a cloth dripping wet without gravity and you wring it out, what's going to happen? What will happen to a wrung out cloth? So, the water is all over my hands. In fact, it wrings out of the cloth into my hands. And if I let go of the cloth carefully, the water sort of has it stick to my hand. The last cube has rejoined the others.